privind presupusa ascundere a cazului de la Spitalul Gerota, vă informez că această informație este falsă. S-au inițiat cercetări, s-a înregistrat un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de comunicare sau răspândire prin orice mijloace de date și informații false. Dosarul penal deschis la Spitalul Gerota pentru răspândirea de informații false, pe cine vizează? În primul rând vom pleca în această anchetă de la acel mesaj care a fost lansat pe o anumită aplicație. Cu siguranță stabilim în amănunt toate datele. Important este momentul intrării în țară, activitatea desfășurată de acest pacient, prezența în contact cu diferite persoane până la momentul internării și persoanele cu care a intrat în contact în perioada internării.